Așa grăita Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Despre știință. Astfel cânta vrăjitorul și toate păsările ce se aflau acolo adunate, de bunăvoie se lăsară în mrejele plăcerii melancoliei. Numai spiritul scrupulos nu se lăsase, ci cu putere îi smulse harpa vrăjitorului strigând: vreau aer, să intre aer curat, să vină Zaratustra. Îngreunezi și otrăvești aerul peșterii acesteia, bătrâne vrăjitor perfid. Perfid fiind, subtil fiind, ne sugerezi dorințe și desișuri neștiute. Vai nouă, când cei asemenție vorbesc de adevăr și zic că sunt ai adevărului. Vai spiritelor libere ce au încredere în vrăjitor de spița ta, fiindcă sunt libere se încred, iar tu le îndoctrinezi, le faci să intre la închisoare. Bătrâne demon al melancoliei, plângerea ta-i un fel de fluier de prins păsări ce le imită și te asemeni celor care cântând laude castității împing în taină la păcat. Astfel vorbi spiritul scrupulos, însă bătrânul vrăjitor, privind în jur, se bucura de izbânda sa și înghițea cu ușurință cele auzite. Taci, zise el cu jumătate de glas, unui bun cântec îi trebuie un bun ecou. După cântări frumoase, trebuie o vreme de tăcere. E ceea ce fac toți oamenii superiori, dar tu n-ai înțeles prea mare lucru din cântarea mea. N-ai simți pentru vrăjitorie. Mă lingușești, răspunse scrupulosul, zicându-mi astfel și făcându-mă deosebit de toți ceilalți. Fie cum zici. Hei, voi de colo, ce văd? Aveți din nou priviri de desfrânare. Suflete libere, unde vi libertatea? Vă asemuiți, îmi pare, cu cei ce au privit mult timp femei goale și vicioase dansând, iar sufletele voastre au început și ele să danseze. Voi, oameni superiori, aveți mai mult ca mine ceea ce vrăjitorul numește răul spirit al imposturii și magiei. E sigur că nu suntem la fel. Am discutat și am gândit împreună destul, mai înainte de întoarcerea lui Zaratustra la peșteră, ca să-mi dau seama că nu suntem la fel. Chiar și ceea ce eu și voi căutăm pe aceste înălțimi e diferit. Eu caut mai multă certitudine, de aceea l-am căutat pe Zaratustra, căci el este acela ce din toate de la iveală, partea cea mai puternică, vrerea cea mai puternică, în vremurile acestea în care totul șovăie, în care tremură întreg pământul. Dar după cum văd că mă priviți, îmi vine să cred că ați venit să căutați mai multă incertitudine, mai multă primejdie, mai mult tremur, mai mult cutremur de pământ. Și mi se pare, iertați-mi bănuiala, oameni superiori, mi se pare că ați vrea să duceți cea mai rea viață, cea mai primejdioasă, care mă face să-mi fie mare frică, viață de animale sălbatice. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp, sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook-urile mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Visați doar peșteri, munți, prăpastii și labirinturi de prăpastii. Și cei care vă plac, nu scălăuzele care v-ar scoate la liman, ci cei care v-ar duce departe de orice drum, ghizii cei răi. Dar chiar dacă aveți într-adevăr asemenea dorințe, parcă tot nu v-aș crede. Frica e un sentiment ereditar și adânc la om. Frica explică totul, păcatul originar și virtutea originară. Virtutea mea e născută din frică și se numește știință.
Frica ce o au sălbăticiunile s-a inculcat cel mai mult omului, frica tuturor animalelor, chiar a aceluia pe care omul îl mai poartă încă în el și de care este teamă, ceea ce Zarathustra numește bruta lăuntrică. Această lungă, foarte veche frică, rafinată, spiritualizată, intelectualizată, este, după cum mi se pare, ceea ce se numește știință. Așa vorbita spiritul scrupulos, iar Zarathustra, ce tocmai revenise în peșteră și auzise sau ghicise ultima parte a celor spuse, zvârli spre scrupulos un pumn de trandafiri și începu să râdă de aceste adevăruri. Ce, zise el, ce auzi? Ori tu, ori eu, unul din noi este nebun, iar adevărul tău o să ți-l pun cât ai clipi cu sus în jos. Frica-i un lucru de excepție la noi, ci curajul și spiritul de aventură, gustul pentru nesiguranță, pentru isprăvi nemai văzute, curajul, într-un cuvânt, îmi pare că rezumă toată preistoria omenirii. Animalelor celor mai sălbatice și celor mai curajoase li s-au luat toate virtuțile și astfel s-a făcut omul. Acest curaj, în fine, rafinat, spiritualizat, intelectualizat, acest curaj al omului cu aripi de vultur și cu prudența șarpelui e ceea ce îmi pare că se numește astăzi Zarathustra, strigară într-un glas toți cei acolo adunați râzând cu toții. Părea că posomoreala care plutise între ei se risipise. Vrăjitorul râse și zise, să ne fie de bine, duhul cel rău mi l-am pierdut, dar nu v-am pus eu însumi în gardă, zicându-vă că e un impostor, un spirit al imposturii și minciunii, mai ales când se arată gol. Ce pot eu face în contra vicleniilor de care este în stare? Eu am făcut-o! Eu am făcut această lume! Haideți să ne regăsim iarăși voioșia și cu toate că Zarathustra e întărâtat, uitați-vă la el cum mă urăște. Mai înainte de căderea nopții, mă va iubi din nou și mă va lăuda, căci nu trăiește fără a face nebunii din trastea. El își iubește dușmanii. Din câți am văzut, niciunul nu practică această artă mai bine decât el. În schimb, el se răzbună pe prieteni. Așa vorbi bătrânul vrăjitor. Oamenii superiori îl aprobară, iar Zarathustra dădu roată printre ei, strângându-le mâinile cu maliție și cu tandrețe, ca și cum ar fi vrut să dreagă lucrurile și ca și cum le-ar fi cerut iertare. Dar cum ajunse în dreptul gurii peșterii, fu iarăși prins de dorința de a respira aer curat și de a-și găsi animalele și de a se furișa afară. Printre ficele deșertului. Atunci călătorul care își zicea umbra lui Zarathustra îi zise, nu pleca, rămâi cu noi, de nu vechea tristețe o să ne copleșească iarăși. Deja bătrânul vrăjitor ne-a desfătat cu ce este mai rău și uite, acest papă blajin, atât de credincios, are ochii scăldați în lacrimi și îl poartă valurile melancoliei. Regii se țin încă bine. Dintre noi toți, ei înțeles au lecția de azi. Dar dacă ar fi singuri, fără martori, pun rămășag că ar începe iar în ei jocul cel rău, jocul de nori rătăcitori, de stări melancolice, de ceruri fără capăt, de nori întunecoși, de vânturi care urlă ca de toamnă. Jocul cel rău al urletelor noastre, al țipetelor noastre deznădăjduite. Rămâi cu noi, o Zarathustra! Există destulă mizerie ascunsă aici, care ar vrea să se facă auzită, destulă înserare, destui nori și destul aer îmbăxit. Tu ne-ai dat hrana celor puternici, precepte viguroase.
nu îngădui ca la sfârșitul ospățului să ne cuprindă iarăși demonii lașității și moliciunii. Numai tu știi să faci în jurul tău o atmosferă tainică și clară. Unde aș mai fi aflat pe pământ un aer mai curat decât aici, în peștera ta? Destule țări văzut am, nările mele au învățat să guste aerul și să-și dea seama, dar numai lângă tine simt plăcerea mare a unui, a unui. Iată-mi o veche amintire a unui cântec de pahar pe care l-am compus pe când eram printre fiicele deșertului. Numai la ele mai era aerul curat, luminos și oriental. Acolo m-am simțit cel mai departe de această bătrână și noroasă Europa, ploioasă și melancolică. În acea vreme le iubeam pe fiicele Orientului, iubeam azurul pe care nici norii, nici gândurile nu-l întunecă. Nici nu vă vine să credeți ce liniștite se așezau, de cum sfârșeau câte un dans, ședeau tăcute, dar neîngândurate, ca niște mici taine. Nuci sparte numai în pustiu, ședeau ciudate și împestrițate, dar fără nori, enigme ce se lăsau a fi ghicite. Și pentru ele mi-am compus ăst psalm al meu de după cină. Astfel vorbi călătorul sau umbra și mai înainte să-i răspundă cineva, luă harpa bătrânului vrăjitor și stând, privi în jurul său cu liniște și înțelepciune, trăgând încet aer pe nări, ca și cum l-ar fi judecat, ori ca și cum ar fi simțit un aer de ținuturi depărtate și neștiute până atunci. Apoi, scoțând oftare prelungă, începu să cânte. Pustiul se întinde, vai de acel ce are în el pustiuri. Ah, ce solemn, cât de solemn, acest exod de o solemnitate africană. Demn de un leu, de o maimuță urlătoare, ori de un moralist, dar vouă nu vă place, prea bune prietene, la picioarele cărora îi este dat întâia oară unui european să se așeze sub palmieri, Sela. Într-adevăr, minune! Iată-mă deci șezând, aproape și totuși atât de departe de pustiu. Nu devastat sunt, ci cuprins cu totul în oaza foarte mică. Cum chiar își deschise gura, cum oaza din rărunchi căsca cu gura-i cea mai miresmată, căzut am drept în gura sa până în adâncul cel adânc, ca să mă aflu printre voi, desfătătoare prietene, Sela. Cinste chitului aceluia care a știut să-și poarte musafirul. Vă dați voi seama la ce gândesc? Cinstire pântecului său, dacă a fost cum este acesta, un prea frumos pântec de oază, dar mă îndoiesc. Eu vă mărturisesc că vin din Europa, iar Europa-i mai bănuitoare decât orice nevastă veștejită. Plătească-i Dumnezeu! Amin! Iată-mă dar în oaza asta, curmală de aur, plină, dulce, care visează o gură tânără de fată și mai ales dinți virginali, reci, albi și mușcători. Exact la ceea ce visează inimile tuturor rodilor dornice. Sela! Asemeni fructelor din sud și prea asemenea cu ele, iată-mă stând aici cu voi, zburându-mi gâze împrejur, gâze ce vin să mă miroase, cu mii dorințe și capricii, mai felurite, mai nebune, iată-mă înconjurat de voi, pisici tăcute, visătoare, Dudu și Suleica, voi însfințate, de vreau să prind într-un cuvânt multe impresii, să-mi ierte Dumnezeu păcatul acesta contra limbii. Iată-mă deci trăgând un aer delicios, de fapt văzduh de paradis, dungat cu aur luminos, cel mai bun aer care a fost vreodată venit din lună. Fu întâmplare ori ispravă, cum povestesc poieții de altădată. Ci eu mă îndoiesc și totul preschimb în îndoială, căci eu vin din Europa, o Europa mai bănuitoare
decât oricare nevastă veștejită. Plătească-i Dumnezeu, amin. Trăgând pe năr aerul curat, pe nările ca niște cupe, fără de viitor nici amintiri, privind la palmierul care precum o dansatoare se apleacă, se leagănă pe șolduri, tot privindu-l îți vine să faci la fel, asemenea unei dansatoare care cred rămasa mult într-un picior, mai mult decât ar fi trebuit, uite că și-a uitat de celălalt picior. Iar eu l-am căutat zadarnic pe geamănul cel dispărut, adică celălalt picior în sfânta vecinătate a pliurilor prea frumoase, a lamelor de evantai, de aripi și paiete. De vreți să credeți, frumoase prietene ale mele, eu zic că l-a pierdut, a dispărut pe totdeauna piciorul celălalt al său. Și ce păcat, era frumos! Ori poate l-a lăsat pe undeva, în tristă părăsire, singur cuc, poate că pradă teroarei vreunui leu feroce, poate o fi chiar ros și ronțăit. Ce milă, vai, să fie așa, Sela! Nu plângeți, vă rog, nu plângeți, voi inimi blânde! Nu plângeți, voi inimi de curmale, sânt cu lapte, mici inimi, inimioare de lemn dulce! Să nu mai plângi tu, palidă Dudu! Fii ca un bărbat, Suleica, curaj! Sau poate, cine știe, întăritoare și prietenească ar fi pe loc aci o maximă sau un îndemn solemn. Ridică-te tu, demnitatea mea, virtute și demnitate de european. Suflă din nou tu forja virtuții. Ha, săroșesc încă o dată, încă săroșesc ca un moralist, de parcă aș fi leu al moralei în fața fiicelor pustiului. Căci roșeața virtuții, plăcute fete, este mai tare decât toate ardorile și decât foamea de european, că iată-mă, eu sunt european, european, altfel nu pot să fiu, ajute-mi Dumnezeu, amin. Pustiul se întinde, vai de acel ce are în el pustiuri. Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și comment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.